Parcarea din zona blocurilor H, dar și al celor din vecinătatea școlii gimnaziale 14, sunt reabilitate în ritm alert de către municipalitate. Totodată sunt amenajate și reparate căile de acces, aleile și parcurile, iar acolo unde oamenii au cerut-o se fac amenajări chiar și la scările de bloc. În zona blocurilor H, parcarea a fost deja finalizată și marcată corespunzător, urmând ca locurile să fie scoase la licitație pentru cei care doresc să le închirieze. Plecăm de aici, din zona H-urilor și terminăm lângă generală 14 cu zona aferentă, căi de acces, alei, parcări, acolo unde n-au fost parcări sau arată foarte rău cum a fost și această parcare, o luăm de la zero. În alte zone venim doar și adăugăm un strat de asfalt peste ceea ce este existent. Din luna iunie urmează reabilitarea încă 10 parcări, pentru care municipalitatea are deja finalizat proiectul și făcute toate pregătirile. Imediat după ce terminăm aici, în jur de 5 iunie, o să se intre în 10 parcări. E câștigat proiectul, am discutat cu constructorul, a depus documentele pentru autorizație și o să înceapă, nu toate în același timp, dar să sperăm că cel puțin două la două luni să le avem făcute. Tot parcări noi, dar și spații verzi se amenajează și între blocurile aflate la mică distanță, în locurile unde niciodată nu au mai existat astfel de lucrări. Oamenii au venit și mi-au spus la primărie că nu au locuri de parcare, zona arată și arăta destul de rău. Am reușit să prindem bani pentru investiția anul acesta, vedeți noastră, ne-am apucat de lucrare, dar nu numai cei în spatele meu, am asfaltat și aleile de acces către școală, către generală 14, am intrat și în zona de spațiu verde și intrăm în spatele nostru, e încă o alee de acces care duce la grădinița 22 și aceea este prinsă. Sper că aici se pun băncile. Când le punem, Cristi? Da? Săptămâna viitoare le punem. Da. S-a făcut. Când sunt comandate și trebuie să ne vină. S-a făcut. Da. Vă place, da, cum lucrăm în zona? Da. Doamne ajută. Da. Doamne ajută. Da, e bine aceea, nu e problemă și așa, da. Da. Înțelegi? O să fie oricum, o să fie modern, o să fie... Așa e, așa e. Totul asfaltat, pus la punct, aranjat, spații verzi. Da. Da. Pentru dumneavoastră facem. Pentru noi și pentru... E bine și de domnul primar. Parcările și spațiile dintre blocuri constituie câteva dintre prioritățile primarului Marius Creciu, la fel ca și dezvoltarea și înfrumusețarea cartierului Schela. Lucrările sunt supravegheate zilnic, iar primarul mai spune că obiectivele sale edilitare nu au nicio legătură cu campania electorală.